Caravana medicală AUR se află zilele acestea în județul Dâmbovița pentru a oferi servicii medicale gratuite cetățenilor din mediul rural, aflați în localități care nu sunt în imediata vecinătate a unor spitale. Bună ziua, stimați dâmbovițeni! Astăzi, caravana și-a început activitatea începând cu ora 8 dimineața în comuna Ciocănești. Aici, colegii noștri voluntari, împreună cu colegii dâmbovițeni ce au ales să facă voluntariat și alături de medicii voluntari din întreaga țară, au realizat o serie de operațiuni medicale generale pentru cetățenii acestei comune. Urmează să observați că în spatele nostru această caravană chiar este funcțională, această caravană este una reală. AUR a preferat să investească acești bani în a ajuta cât de puțin această sănătate a românilor decât să plătească presa așa cum au făcut celelalte partide politice. Sigur că probabil pentru unii este de necrezut, însă noi, cei care suntem prezenți în rândurile oamenilor, observăm cum oamenii vin, își fac analizele și sunt foarte mulțumiți pentru că sunt foarte departe de o unitate spitalicească. Am ales o serie de locații, cum ar fi Ciocănești, Hulubești, Ludești și Uliești, pentru județul Dâmbovița, întrucât aceste localități nu beneficiază de o unitate spitalicească apropiată, unde oamenii să poată să-și efectueze un minim necesar ale analizelor, o minimă verificare în ceea ce privește dantura, pentru că avem aici un domn doctor stomatolog. Avem de asemenea medici voluntari în ceea ce privește oftalmologia și sigur că noi până mâine seară suntem aici prezenți la Ciocănești pentru a sprijini oameni, pentru a-i ajuta în a-și identifica prima dată problemele de sănătate de care aceștia suferă. Continuăm. Mă numesc Păun Marin, candidat din partea Alianța pentru Români AUR la comuna Ciocănești. Dâmbovița. Vreau să vă aduc la cunoștință că am fost primar din 2000 până în 2020 și am lăsat niște proiecte deosebit de importante la comună. Acum m-am implicat pentru a aduce bunăstarea cetățeanului și sănătatea pentru cetățean, pentru că comuna noastră este foarte departe de spitalele de centru, cum ar fi București, mă refer, și sunt oameni nevoiași care nu au posibilitatea să plătească, să meargă la spitalele necesare și am făcut demersul pentru a aduce caravana medicală și să fie toate analizele pentru cetățeni să beneficieze de consult gratuit și pentru bunăstarea lor să ne preocupe cum a preocupat întotdeauna, am fost alături de cetățeni și voi implica ca cetățenii să aibă o sănătate mult mai durabilă și sănătoasă pentru ca ei să aibă sănătatea asigurată din partea noastră ca reprezentanții ai UAT-urilor. Eu am fost și voi implica întotdeauna ca comuna mea să aibă tot ceea ce nu au și celelalte localități. Mă implic pentru că am lăsat niște proiecte, de exemplu, gazele naturale. Avem dispensarul uman care a rămas și nu s-a bătut un cui de 4 ani zile, a rămas în doliu. Avem grădinița after school cu program prelungit și masă caldă pentru copii, canalizarea, apă curentă și stația de epurare, care sunt proiecte făcute de mine. Eu îmi doresc ca cetățenii să aibă o gândire sănătoasă, să aleagă pe cine trebuie și ceea ce am promis, eu m-am ținut de cuvânt toată perioada asta a mea de 20 de ani de primărie. Ultima oară la medic. Am fost acum 11-12 ani când am făcut accident vascular la ochi și ăsta nu prea mai văd bine cu el și am rămas cu sechele, că uite acum te văd două capete, nu mai te văd unul pe tine întreg. Acum ne-a dat aici, uite, mi-a dat alea, doamnă, citit, mi-a pus alea la ochi, am văzut. Și cum se pare această inițiativă? Foarte bună, foarte bună, să știți. Foarte. Și mă bucur că a venit și la noi în comuna Ciocănești să facă așa ceva și gratuit. Pentru că merită poporul. Am fost și mai la ochi. Și? Păi aștept, uite, la coadă. Până vine... Când a fost ultima oară la medic, doamnă? Nu mai țiu minte.
Am fost aici la noi, la dispensar. La spital când ați fost? Ani în urmă. 5 ani. 2019, la ochi. Este bună această inițiativă, că au venit medici foarte bună. Foarte bună, să știți, foarte bună. Și dacă ar mai veni, n-ar fi rău. Este foarte bună. Noi mulțumim celor care au luat măsuri pentru, pentru organizarea asta. Pentru că e marea majoritate care aveau nevoie de analize și sunt binevenite. Până la această oră avem înregistrat peste 100 de pacienți. Funcționăm, după cum bine vedeți, cu toate cabinetele medicale, respectiv medicină de familie cu EKG, ecografie abdominală, oftalmologie, analize medicale și stomatologie. De aici unde o să mergem? O să mergem în comuna Ludești. Stăm o săptămână în fiecare județ al țării. Pacienții sunt foarte bucuroși de această acțiune. Pentru dânsii este o binecuvântare, aș putea spune, pentru că, după cum bine știm, sistemul medical de sănătate din România este precar. Lipsa cadrelor medicale, lipsa medicinei de familie atât în sate cât și în comune, efectiv ne lipsesc medicii. Altă problemă care am mai depistat-o este transportul și starea financiară a oamenilor. Pacienții nu își permit să meargă să își facă o examinare de specialitate dintr-o pensie de 1000 de lei. Și practic se simt abandonați de statul român, efectiv. Și atunci pentru ei, v-am spus, este o binecuvântare, iar noi ne bucurăm că suntem aici și putem să-i ajutăm, pentru că sunt mulți dintre ei au ajutat la construcția României și cineva trebuie să aibă grijă de ei. Sunt Ana Macarie, sunt medic voluntar pe caravana medicală AUR. Mi se pare o idee inedită, deoarece eu realizându-mi studiile în Franța și practicând puțin medicina după realizarea studiilor acolo, am înțeles importanța depistajului, a screeningului și mă bucurat enorm de mă lăsa ca un proiect în România, face acest lucru și în principal în zonele rurale, acolo unde oamenii au accesul mai dificil la medic specialist. Proiectul Caravana Medicală mi s-a părut un proiect foarte interesant pentru că se adresează oamenilor și, bineînțeles, de cum am fost întrebată, solicitată, am răspuns da și am venit de câteva ori alături de această echipă minunată. Mi se pare un proiect extraordinar, ținând cont că sunt atâția oameni care nu au făcut analize poate niciodată sau alții odată la 10 ani.